pot spune că avem o stare de spirit bună, chiar dacă după meci am fost dezamăgiți pentru că nu am reușit o partidă bună, nu am reușit o partidă așa cum ne doream, cu toate că înaintea fluierul de start ne punea mari speranțe că puteam scoate punct sau puncte. Dar la fel de adevărat a fost doar o zi, o zi în care am practicat un fotbal nu așa cum l-am dorit, a trecut, sper ca să nu repetăm greșelile care le-am făcut în acea partidă și să scoatem punct sau puncte din această partidă cu cei de la Iași. Sunt convins că o să fie destul de greu, dar la fel de adevărat suntem atenți și la celelalte partide și mă refer în special la partida de la Chiajna, când cei de la Concordia vor întâlni pe cei de la Târgu Mureș. Noi, ca să rămânem în prima ligă, depindem și de jocul rezultatelor, dar la fel de adevărat este că până la urmă depindem doar de noi. Dar și atunci când facem pași greșiți, contează foarte mult ca cei care sunt în competiție cu noi pentru rămânerea în prima ligă să facă de asemenea pași greșiți. Important este ca noi să avem rezultate bune. Nu este ușor, dar nu cedăm. Suntem la mâna noastră sau la mâna noastră? Suntem la mâna noastră. Momentan suntem la mâna noastră. Eu sper să continuăm să fim doar la mâna noastră. Sigur ne-ar interesa ca să începem bine, să zic, aceste ultime meciuri odată cu primul meci care îl avem acum de la Iași, dar la fel de adevărat este că suntem concentrați și pe partidele acelea care urmează și mă refer Chiajna, Târgu Mureș, Timișoara. Din câte se pare, meciul chiar mi-am pare cel mai important. 50% depinde, practic. Corect. Aveți dreptate. Depinde foarte mult de acel meci și rămânerea în prima ligă, dar și fiecare punct din celelalte partide cu punct sau puncte contează. Dar peste 50% contează și acel meci cu cei de la Chiajna. Ce șanse are Bancuri în acest moment după ultimele rezultate și mai ales ținând cont de am întâlnit Iașu în această competiție, am văzut ce putere, ce forță au, am făcut o partidă bună, puteam și mai bine să facem lucrurile, dar nu suntem dinainte câștigători, nu suntem dinainte învinși. Rămâne de văzut dacă reușim să ne fructificăm una din ocaziile care le avem și să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în partidele anterioare. Două meciuri cu Iași, două remize, ar fi bună și a treia remiză? Orice punct contează, dar pentru noi ar fi ideal să câștigăm. Este destul de greu, nu este ușor, dar nici imposibil. Contează foarte mult să avem o partidă bună, să scoatem punct sau puncte. Dar, exact cum am spus mai devreme, foarte mult în această competiție contează rezultatele cu atunci când întâlnim contra candidatele. Iașu, Gazbetan Media sunt două echipe care au într-adevăr un joc bun, jucători care poate să facă diferența, jucători care pot oricând să joace în play-off. Două echipe bune, omogenitate în cadrul lor, antrenori care au experiență. Rămâne de văzut dacă ne ridicăm și noi la pretențiile pe care le vrem de la prima ligă. Cu moralul cum? Și încă o întrebare, e un dezavantaj că jucăm după ce Concordia joacă cu Târgu Mureș? V-am zis mai devreme, am fost foarte dezamăgit după meci, am închis acel subiect, nu am vrut nici să continuăm, eu știu, criticile sau să continui reproșurile asupra multor faze din timpul jocului și atunci am crezut că de cuvință că e mult mai bine să uităm acea zi pentru că într-adevăr a fost o zi nefastă. Ceea ce privește a doua întrebare, până la urmă contează foarte, foarte mult primul meci. Nu contează cum este programul, nu contează cum că se joacă pe furtună, pe viscol, pe zăpadă, pe soare. Important este ca să intrăm pe teren și să avem determinare și dorință. Până la urmă suntem atenți la rezultatele contracandidatelor, indiferent când joacă, dacă joacă înaintea noastră sau după noi. Ceea ce îmi doresc foarte mult de la aceste meciuri care au rămas este faptul că vreau să văd din partea jucătorilor determinare și dorință ca să putem să rămânem în prima ligă. Acum depinde totul doar de aceste lucruri. Eliminarea greșelilor se fac atunci când suntem concentrați 100% și ne dorim
1000% să rămânem în prima ligă. Dacă noi ne dorim mai mult decât contracandidatele noastre, și mă refer în special cei de la Chiajna, atunci cu siguranță vom reuși. Se simte și antrenorul Carlos Tăcan responsabil pentru greșelile care le-au făcut, acele gafe pe care le fac în continuu între jucători? Cu siguranță, atunci când lucrurile nu merg bine, eu nu mă debarasez de jucători, de echipă. Cu siguranță îmi reproșez multe momente, pentru că, cum am zis și după conferința de presă, sunt momente în care eu vreau ca acești băieți să joace fotbal, indiferent că construim sau indiferent că suntem agresivi. Dar mă gândesc că sunt momente în timpul jocului când putem să jucăm cu marea majoritate a echipelor, joacă minge lungă și ce ieși, pentru că multe dintre echipele cu care noi am jucat au făcut acest joc și văd, spre surprinderea mea, că au ieșit, atunci mă gândesc și eu că poate sunt momente când eu cer foarte mult de la anumite faze. Cineva de conducere spunea totuși că n-ar trebui să insistați cu anumiti jucători care reușesc în continuu. Da, e... Fiecare om are, eu știu, opinia lui. Fiecare om are opinia lui, indiferent de nume. Eu am încredere în acești băieți și sunt aici ca atunci când ei greșesc să le ridic moralul, iar faptul că se întâmplă astfel de greșeli nu îi cade bine în primul rând jucătorului. În al doilea rând echipei, dar mai mult decât atât, ei muncesc și cine nu muncește nu greșește. Atenție înseamnă degete încrucișate, ținute tot ceea ce putem face ca lucrurile să meargă bine. Să fim încrezători că putem scoate. Depinde doar de noi. Depinde de dorința noastră. Ceea ce mă bucur acum, după discuțiile dar care... Dar nu poate toți să-ți dorești rău altuia. Eu vreau să-mi doresc în primul rând să ne dorim binele nostru. Nu mai mă interesează de celălalt. Deci vreau în primul rând să ne salvăm de la retrogradar. Asta este lucrul cel mai important. Îmbucurător este, m-am apucat să vă spun, faptul că am avut discuție cu jucătorii și... Văd de la ei această dorință, chiar dacă la momentul acesta este doar prin discuții, vreau să o văd și pe teren. Și sunt convins că o să facă totul. Care sunt șansele ca ei să prindă titular, mai ales? 100%. 100%. De 100% îl veți vedea pe Erico titular. Și Batin? Batin vineri, de fapt. Depinde doar de el. Mâine va avea un meci la echipa a doua și în funcție de randamentul lui, pentru că vine după o perioadă de inactivitate, chiar dacă era în cadrul echipei, oricum el a avut acea operație și antrenamentele erau separate, separat din discuțiile cu el a făcut și acasă, depinde doar de forma lui sportivă și contează foarte mult mâine dacă va fi absolut la 100% ca formă sportivă. Din punct de vedere medical este în proporție foarte mare, pentru că încă mai are o reținere. Cine e din poartă? Laurențiu Popescu. Nu ești adăptul să tai în carnerie după... Nu, atunci, atâta timp cât... Sau aici se reproșesc pentru meci? La momentul acesta, chiar dacă a luat acele goluri, nu cred că a avut parte de vină la ele. La un moment dat spunea și de Tătaru că e un jucător care se acordă mai mult atenție. N-a trecut decât un... Nu le-ai practicat de un joc și totuși greșelile au continuat tot acolo. Știți, până la urmă, fiecare dintre ei sunt conștienți că greșesc. Dar important este ca eu, dacă îi folosesc, să încerce să nu mai facă greșeli. Important este că eu le dau încredere, le dau șansa de a juca și totul depinde doar de ei dacă vor rămâne în primul 11 sau vor intra apoi pe parcurs sau cum voi avea nevoie. Deci totul depinde de fiecare în parte. Ce probleme ai avut și dacă mai ești? Da, l-am suspendat pe Cornelien pentru acest meci. Cristian Sârghi încă face separat, este în perioada de pauză. El este la... Avem promisiuni din partea medicilor și din partea lui că ultimele trei etape va fi apt. Restul de probleme.